Prezența coniferelor în grădină reprezintă un adevărat filtru de aer. Pe lângă imaginea spectaculoasă pe care o conferă peisajului, acestea ne aduc și foarte, foarte multe avantaje. Dacă sunteți pasionați de grădinărit, specialiștii în arta peisagistică ne dau câteva sfaturi, în așa fel încât să știm să îngrijim aceste bijuterii ale naturii. Sunt numeroase varietăți și specii de conifere cu care putem să ne jucăm în grădină, începând de la vestita tuie, pe care încerc să nu o mai recomand chiar atât de mult, pentru că în România, din păcate, toată lumea vrea gar viu din tuia, toată lumea știe despre tuia. Încercăm să venim cu o variantă mult mai largă. Gardurile vii din Tisa, spre exemplu, sunt foarte frumoase. Gardurile vii din Brazi, de ce nu? Da, există, mă rog, garduri vii. Nu neapărat garduri vii, ci îmbrăcat gardul viu cu gardul cu brazi. Adică să faci un aranjament astfel încât să pară ca și un gard viu. Avem soluții de ca și culoare. Brazii argintii, de fapt, nu sunt brazii argintii, sunt molizii argintii, pentru că bradul argintiu există și bradul argintiu, dar acela este abiesul concolor. La noi în România așa este cetățenit, bradul argintiu, dar de fapt este molidul argintiu. Și aici avem 7, 8, 10 varietăți pe care le tot folosim. Cea mai mare problemă a coniferelor este excesul de apă. În general, coniferele nu preferă un exces de apă. Nu că nu preferă, excesul de apă chiar le omoară. Și de obicei, în curțile private se întâmplă lucrul acesta, pentru că există foarte mult gazon, gazonul are nevoie de apă, iubește apa, se îngălbenește puțin vara, așa. Proprietarii se apucă să mărească timpii de udare și atunci coniferele suferă și chiar mor și nimeni, noi ca specialiști ne dăm seama imediat din ce cauză mor. Deci trebuie evitat foarte, foarte mult excesul de apă. Peisagiștii folosesc schemele astea de plantare a coniferelor pe mici movilițe și atunci, practic, ridicându-se de la nivelul solului, împiedică excesul de apă și împacă ambele situații. Coniferele care nu vor apă și gazonul care își dorește apă. Neapărat drenaj. Pământul ar trebui să fie drenant și dacă nu este puțin nisipos, el natural și Bucureștiul într-adevăr stă pe un strat mare de argilă, este indicat să adăugăm ceva nisip în groapa de plantare, amestecat chiar cu nisipul și grosier undeva în fundul gropii, ar trebui un strat de piatră mai mare. Bineînțeles că există și conifere care iubesc apa, mult mai puține așa, spre exemplu chiparosul de baltă, Taxodium distichum. El într-adevăr rezistă și chiar îi merge bine la umiditate.